Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi, în cadrul postului nostru de televiziune, continuăm șirul dezbaterilor electorale cu candidații pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. În această seară, invitații studioului nostru sunt reprezentanții partidului nostru și domnul Valeriu Ghilețchi, candidat independent la funcția de președinte a Republicii Moldova. Prezenți în studio sunt Elena Grițco, reprezentanta partidului nostru, bună seara și bine ați venit. Bună seara, și Ghenadie Rusu, reprezentant a domnului Valeriu Ghilețchi. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Stimați telespectatori, vreau să reamintesc care sunt regulile în cadrul căreia se va desfășura această dezbatere electorală. În total, candidații au câte 15 minute oferite pentru a prezenta platforma, dar și a răspunde atât la întrebările moderatorului, cât și a contracandidaților. Prima rundă este o prezentare generală în volum de 2 minute. Etapa a doua va conține întrebări atât din partea moderatorului și veți avea la dispoziție 6 minute. Vor fi întrebări mai complexe, axate pe ceea ce urmează să întreprindă candidatul pe care îl reprezentați dumneavoastră. La runda a treia veți avea posibilitatea să adresați întrebări celorlalți colegi din platou, de asemenea aveți la dispoziție 6 minute și la runda a patra, de fapt, este încheierea în care veți expune mesajul dumneavoastră către alegători în timp de un minut. Stimați telespectatori, începem așadar dezbaterea electorală de astăzi cu domnul Ghenadie Rusu. Domnule Rusu, aveți 2 minute la dispoziție, cum spuneam ceva mai devreme, pentru a expune platforma electorală a domnului Ghilețchi pe care îl reprezentați în această seară. Vă rog! Bună seara, stimați telespectatori! Sunt onorat să-l prezint pe domnul Valeriu Ghilețchi în calitate de candidat la postul de președinte a Republicii Moldova. Domnul Ghilețchi își bazează programul său electoral pe 3 piloni. Primul pilon este pacea familiei, al doilea unitatea poporului și al treilea bunăstarea țării. Permiteți-mi să deliberez un pic asupra acestor 3 teze importante. Pacea familiei. Familia așa cum a creat-o Dumnezeu și este definită de Constituția Republicii Moldova, reprezintă baza unei societăți moderne și unei societăți puternice și sănătoase. Astfel, familiile puternice vor contribui la dezvoltarea țării noastre, la stabilitatea pe care ne-o dorim. Domnul Ghilețchi se angajează să apere integritatea și interesele familiei, să asigure suportul necesar familiilor cu mulți copii și să asigure acel sprijin necesar pentru familiile care își doresc să aibă mulți copii. Considerăm că aceste condiții adecvate sunt absolut necesare pentru a scoate țara din impas și pentru a contra acele tendințe negative care în care ne aflăm ca și țară, condiții demografice, mă refer la condițiile demografice. Tinerii reprezintă un potențial enorm pentru dezvoltarea țării. Educația trebuie să se realizeze în spiritul valorilor morale, în spiritul inovației, gândirii critice și sentimentului de patriotism. Domnul Ghilețchi se angajează să lupte pentru a oferi tinerilor posibilitatea de a-și realiza potențialul, planurile și visele în țara noastră acasă. Unitatea poporului este un alt pilon important. Ne propunem să fim un popor, un popor sub Dumnezeu, un popor unit, iar bunăstarea țării se referă la obligațiile statului să creeze posibilități pentru toți cetățenii ca ei să poată să câștige prin muncă un venit decent la ei acasă. Vă mulțumim! Doamna Grițco, care este mesajul dumneavoastră în această seară? Bună seara tuturor, stimați cetățeni! Astăzi reprezint candidatul la funcția de președinte a Republicii Moldova din partea partidului nostru, pe domnul Dumitru Ciubașenco. Stimați cetățeni, campania electorală a intrat pe ultima 100 de metri. În urma sutelor întâlniri pe care le-am avut pe teritoriul țării, am depistat că unicul mesaj și unica doleanță a tuturor cetățenilor este ca Plahotniuc să stea la închisoare alături de toți ceilalți criminali care au îngenunchiat poporul și care au sărăcit statul Republica Moldova. Pentru aceasta, candidatul partidului nostru, domnul Dumitru Ciubașenco, vine cu un mecanism legal, eficient și foarte simplu. Este vorba de decretul numărul 1 cu privire la dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova. Îmi permiteți să-l citesc. Decretul numărul 1 privind dizolvarea Parlamentului. Într-o executare a voinței cetățenilor exprimate în alegerile
președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolului 2, alineatul 1, articolului 38, alineatul 1, articolul 39, alineatul 1 din Constituția Republicii Moldova și al articolului 76, alineatul 3 din Codul Electoral, președintele Republicii Moldova decretează 1. Parlamentul de legislatură a 20 se dizolvă. 2. Se stabilește data pentru desfășurarea alegerilor în noul Parlament. 3. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. Acesta este unicul mecanism care ar putea permite Republicii Moldova să se elibereze de acest om criminal care ține în captivitate un stat întreg, care ține în captivitate toate instituțiile, are în mâini și Procuratura și Ministerul de Interne. Acest decret este unica soluție pentru ca Republica Moldova să-și poate reveni la calea dezvoltării normale. Vă mulțumim pentru acest mesaj. Procedem la cea de-a doua etapă în care ziceam că vor fi acordate un șir de întrebări din partea moderatorului pentru fiecare dintre dumneavoastră. Domnule Rusu, vreau să discutăm pentru început un aspect foarte important în viziunea a multor concetățeni de-ai noștri. Dumneavoastră vă bazați, sau candidatul pe care îl reprezentați în această seară, se bazează mai mult pe aspecte, aș îndrăzni să zic, mai puțin palpabile. Foarte multă lume ne-a sugerat să vă întrebăm, Republica Moldova trebuie să devină membru NATO? Dacă domnul Ghelețchi vine la cârma statului, va lua această decizie de a adera la NATO? Vectorul politicii externe Republicii Moldova va rămâne Uniunea Europeană. Pentru noi este foarte important să continuăm acest parcurs european, pentru că doar apropiindu-ne de Uniunea Europeană, țara noastră are viitor. Doar armonizând legislația noastră și parcurgând acele etape necesare pentru democratizarea societății, pentru aducerea în ordine și a sistemului nostru judiciar, vom putea să scăpăm de corupție și vom putea să reformăm țara. În ceea ce privește aderarea la NATO, acest punct nu se regăsește în programul electoral al domnului Ghelețchi. Spuneți-ne, vă rog, cum propuneți soluționarea conflictului transnistrean? Soluționarea conflictului transnistrean ne propunem doar pe cale pașnică. În primul rând, trebuie să preluăm controlul pe tronsonul ucrainean. Este imposibil de a continua lucrurile în așa fel. Nu putem să ne numim o țară cu adevărat dacă nu ne controlăm hotarele noastre. Evident, după ce realizăm acest obiectiv, continuarea dialogului este un alt punct important în planul de rezolvare a conflictului transnistrian. Este imposibil să ajungem la un compromis fără a dialoga. Cred că am ajuns în situația în care ambele părți trebuie să dea dovadă de maturitate și să continue un dialog regulat. În același timp, trebuie să înțelegem că soluționarea unui conflict nu poate fi făcut forțat. Nu poți să vii la masa de negocieri cu anumite aere sau cu anumite așteptări ca cealaltă parte neapărat să cedeze. Noi vom câștiga partea transnistreană atunci când lucrurile în Republica Moldova vor decurge mai bine. Atunci când vom pune capăt haosului, atunci când vom instala pacea și bunăstarea, vom vedea că presiunea de a negocia va veni din partea cetățenilor Republicii Moldova care se află de cealaltă parte a Nistrului. Astfel, autoritățile din Transnistria vor trebui să vină la masa negocieri, vor trebui să facă anumite concesiuni și în așa fel va fi realizată reunificarea țării. De ce nu susțineți ideea unui candidat unic? Noi susținem ideea unui candidat unic. Candidatul unic va fi în turul 2. Domnul Ghelețchi de mai multe ori a menționat faptul că vom susține un candidat în turul 2 care va fi aproape de valorile pe care le promovăm noi și care sunt menționate în programul electoral. Evident, un candidat pro-european. Domnul Ghelețchi pledează pentru lichidarea patentei, cer scuze? Nu, domnul Ghelețchi nu pledează pentru acest lucru. Chiar săptămâna trecută la Cahul a avut loc o întâlnire cu oamenii de afaceri de la Sud și a vorbit despre importanța menținerii patentei ca și un instrument pentru a ajuta oamenii, mai bine zis, reprezentanții afacerilor micro, celor mai mici afaceri, să-și continue dezvoltarea afacerilor lor. În același timp, domnul Ghelețchi a menționat că este timpul ca afacerile să se maturizeze,
și acele afaceri care au posibilitatea să treacă la un anumit nivel, evident că ar trebui să evolueze și să treacă la un alt nivel înregistrându-se în calitate de întreprindere individuală sau societate cu răspundere limitată. De ce domnul Ghelețchi a hotărât să meargă independent? Pentru că domnul Ghelețchi este un parlamentar independent, în spatele lui nu se află nicio forță politică și continuă să-și promoveze valorile și viziunea sa personală. Doamna din studio, doamna Grițco, spunea ceva mai devreme despre un prim decret în cazul în care ajunge domnul Cibașencu în fruntea țării de dizolvare a Parlamentului. Va proceda similar și domnul Ghelețchi? Nu. Aceasta nu este un plan al domnului Ghelețchi. Domnul Ghelețchi pledează pentru continuarea dialogului atât cu legislativul cât și cu executivul. Țara nu este pregătită pentru o nouă criză. Nu avem nici resurse, nici capacități, nici timp pentru lupte politice neterminabile. Domnul Ghelețchi, în calitate de garant al Constituției Republicii Moldova, va continua colaborarea fructuoasă atât cu Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova, asigurând că interesul cetățeanului este pus în capul mesei. Spuneți-ne, vă rog, care este poziția domnului Ghelețchi raportată la reprezentanții minorităților sexuale? Poziția domnului Ghelețchi este una tolerantă în calitate de membru reprezentant la Adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Domnul Ghelețchi și-a arătat atașamentul și respectul pentru toate minoritățile, indiferent în care sunt. Evident că domnul Ghelețchi este un reprezentant al societății noastre care apără valorile conservatoare, astfel încât apărarea demnității familiei, apărarea integrității familiei, familia așa cum a creat-o Dumnezeu și este definită de Constituția Republicii Moldova, va rămâne un obiectiv important al politicii promovate de domnul Ghelețchi în calitate de președinte. Care este mărimea cheltuielilor făcute în această campanie electorală de domnul Ghelețchi și care este sursa lor? Sursa acestor cheltuieli este doar din donații persoanelor care îl susțin pe domnul Ghelețchi. La prima etapă de colectare a semnătorilor, sursa a fost prezentat raportul, dacă nu greșesc, suma a fost în jur de 2000 de lei, iar celelalte cheltuieli vor fi prezentate Comisiei Electorale Centrale. Veți putea să faceți cunoștință nu doar cu cheltuielile, dar și cu lista donatorilor care au susținut acest efort a domnului Ghelețchi. Spuneți-ne, vă rog, colegii noștri din media au scris despre o posibilă candidatură a domnului Ghelețchi la ambasador a Republicii Moldova în Statele Unite. S-a discutat vreodată la acest capitol cu domnul Ghelețchi? Da, este adevărat. Domnul Ghelețchi nu doar s-a discutat, dar domnul Ghelețchi a fost oficial propus de Guvernul Republicii Moldova ca să reprezinte țara noastră la Washington. Din păcate, agrementul nu a fost primit din partea autorităților din Statele Unite, ca urmare a faptului că unii reprezentanți, așa numiți reprezentanți a societății civile, consideră că domnul Ghelețchi nu are o poziție adecvată față de minoritățile sexuale. Spuneți-ne, vă rog, cum va încerca domnul Ghelețchi să deblocheze finanțarea din partea femeii? Domnul Ghelețchi are relații deosebit de fructuoase cu exponenții din vest. S-a recomandat pe sine ca și un politician abil și nu va reprezenta un efort foarte dificil pentru dumnealui de a facilita această relație. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Doamna Grițco, acum setul de întrebări din cea de-a doua rundă pentru dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, mandatul de arest pentru domnul Sate înseamnă o constrângere de a se retrage reprezentantul partidului pe care îl reprezentați din cursa electorală? Și tot aici aș adăuga dacă domnul Sate se va preda autorităților naționale. Vă mulțumesc mult pentru întrebare, pentru că am așteptat-o. Din câte știți, astăzi a avut loc și o conferință de presă la sediul partidului nostru pe acest subiect. Mandatul de arest care a fost emis ieri, nici de cum poate tangențial are legătură cu campania electorală și cu cei ce promovează, de fapt, candidatul nostru Dumitru Ciubașenca, dar vreau să vă zic că mandatul de arest este nu altceva decât nemijlocit să închidă gura la propriu lui Renato Usat, e Plahotniuc, pentru că este vorba de acele de conspirări pe care le-a făcut în ultima perioadă de timp Renato Usatăi și din nenumărate ori deja a menționat că dumnealui are calitate de martor
în cadrul unui proces penal care se desfășoară de organele de urmărire din România. Deci este vorba de tentativă de omor împotriva lui Gorbunțov. Foarte bine știm și deja este clar și deja mai sunt și probe astăzi că organizatorul acestei crime, acestei tentative de omor, este Plahotniuc. Anume din aceste considerente că Renata Usată este unica persoană care a deconspirat aceste fapte, care a ieșit la public și a spus și a arătat de fapt cine este organizatorul, prin asta a încercat să se apere. Evident că dulei care se află astăzi în Ministerul de Interne, care se află astăzi în procuratură, care îl servesc de fapt pe Plahotniuc, evident că fabrică dosare penale și acesta este unul din dosarele penale care acum iese la iveală. Deci astăzi noi asistăm la o repetare a scenariului de fapt din 2014. Dacă vă aduceți aminte, în 2014 când am fost excluși din campanie electorală ilegal, fapt care a fost confirmat prin hotărârile instanțelor de judecată. Și știm foarte bine că în 2014 anume tema cu Gorbunțov a apărut pentru prima oară. Evident că este și de așteptat că dacă este vorba de arestul Usată, înseamnă că degrabă avem alegeri. Acum s-a ieșit acum din nou acest dosar s-a repornit pentru a-l învinui pe Renata Usată de o anumită crimă odioasă. Neavând dovezi, neavând nimic. Ancheta va, deci se desfășoară acum și cu toată țara așteptăm acel mandat de arest care va veni din structurile europene, mandatul de arest pentru domnul Plahotniuc. Spuneți-mi, vă rog, domnul Usată, a fost vreodată consilierul domnului Filat? Domnul Usată, din nenumărate conferințe de presă, a fost foarte sincer și cu publicul și cu toți cetățenii că a avut anumite tangențe cu această personalitate și l-a consultat pe anumite segmente de activități. Spuneți-ne, vă rog, potrivit colegilor noștri din media, domnul Usată din 600 de zile lucrătoare, doar 30 de zile s-a prezentat la serviciu. În ce măsură este adevărat și cum se explică acest lucru? Nu vă supărați, eu am impresia că domnul Usată este candidat la funcția de președinte pentru că întrebările sunt nemijlocit legate de dumnealui. Chiar aș vrea să întrebările să fie nemijlocit cu tangență electorală și să se trimită, să se fac trimitere la candidatul nostru. Dar cu mare plăcere o să vă răspund la această întrebare. Domnul Usată, pe lângă toate că este persoană de încredere a candidatului Dumitru Ciubașenco, mai este și primarul municipiului Bălți. Municipiul Bălți a fost preluat, deci conducerea a fost preluată cu un buget zero, cu un oraș nimicit, cu absolut tot furat și vândut. Evident, pentru a reabilita un pic orașul, este nevoie de o anumită implicitate. Sunt nevoie de mulți bani, de multe investiții. Ceea ce face domnul Usată nu este altceva decât încearcă să dezvolte orașul prin atragerea investițiilor. Absența lui de la serviciu, foarte mulți o cataloghează ca un nerespect față de primărie. Lucru incert, pentru că tot ceea ce s-a făcut pe parcursul unui an de zile, domnul Usatăi, în primul rând vreau să zic și să-i mulțumesc pentru aceasta, că ceea ce astăzi este în Bălți este datorită dumnealui și banilor lui personali și absența lui de la serviciu, deci dumnealui este permanent în deplasări oficiale de serviciu, peste hotarele țării, pentru a atrage investiții în municipiul Bălți. Spuneți-mi, vă rog, domnul Ciubașenco, atunci când va ajunge în fruntea țării, va merge pe ideea formării unui guvern tehnocrat? Ideea de bază pentru alegerile prezidențiale este acest decret cu privire la dizolvarea Parlamentului, pentru că nu putem vorbi de anumită dezvoltare a țării pe diferite dimensiuni, dimensiuni economice, sociale, culturale, la urma toată, nu putem vorbi decât prin dizolvarea Parlamentului și prin reformatarea
conducerii statului și, evident, după dizolvarea Parlamentului va fi format un nou cabinet de miniștri, după care activitatea va prelua și pas cu pas Republica Moldova trebuie să se reabiliteze. Cum recuperăm miliardul? Ce propune domnul Cibașenco? Domnul Cibașenco propune un mecanism foarte eficient. Este vorba de, evident, asta va avea loc imediat după dizolvarea Parlamentului și noul Parlament va adopta o lege specială care va reglementa mecanismul de preluare a acestui miliard. Este vorba de confiscarea averii a celor care au furat statul. Vă mulțumim! Am ajuns la cea de-a treia etapă a emisiunii noastre. Domnule Rusu, aveți posibilitatea să acordați întrebări doamnei Grițco. Timp, avem 6 minute pentru fiecare dintre acești candidați. Mulțumesc mult. Întrebarea numărul 1 pentru dumneavoastră. Ați menționat despre planul pe care îl aveți, decretul numărul 1. Dacă aveți planul B, în cazul în care Curtea Constituțională invalidează acest decret, care va fi planul numărul B a domnului președinte în acest caz? Noi suntem siguri că domnul Cibașenco va ajunge în turul 2 și noi vom lupta pentru aceasta. Într-adevăr, decretul numărul 1 este unicul document care ar putea scoate Republica Moldova din impas și este un decret absolut legitim, pentru că acest decret este un fel de mandat al poporului către o singură persoană. Și am făcut trimitere și se face trimitere în proiectul decretului la anumite articole din Constituție și din Codul Electoral. Deci, alineatul 1 din articolul 2 prevede că suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova. Despre ce și-am vorbit? Este vorba de mandatul poporului și acea încredere pe care o acordă pe data de 30 octombrie domnului Cibașenco întreg popor prin votul său. Evident că Curtea Constituțională, dacă într-adevăr este o adevărată Curte Constituțională care respectă Constituția Republicii Moldova, nu va contesta acest decret și pentru că noi considerăm că este unul legitim, eficient și un mecanism foarte simplu de scoatere din captivitatea Republicii Moldova. Dacă îmi permiteți să remarc, unii experți în materie de drept constituțional consideră că Curtea Constituțională va invalida acest decret și atunci care este planul B? Referitor la unii experți în dreptul constituțional, dumneavoastră știți că în situația actuală din Republica Moldova cam toți experții și cam toți analiștii politici sunt în buzunarul cuiva. Și evident că aceste analize ele pot fi produse contra unei sume anumite de bani. Și acele expertize juridice care le dau sau aprecierile juridice care le dau vis-a-vis de acest decret, probabil că sunt în favoarea a celor care îi plătesc pentru asta. Noi, cert, astăzi venim în fața cetățenilor cu acest decret unic și mă repet încă o dată că este un mecanism legitim, eficient. Ați putea să spuneți dacă alți președinți au făcut uz de acest mecanism și avem un precedent în istoria Republicii Moldova când acest lucru s-a întâmplat? Pentru istoria Republicii Moldova, probabil că data de 30 octombrie va fi o zi decisivă și aplicarea acestui decret și semnarea acestui decret de către domnul Cibașenco este voința poporului și acel mandat a poporului dat domnului Cibașenco de a schimba situația în această țară. După decretul numărul 1, care va fi decretul numărul 2 a domnului Cibașenco în calitate de președinte? Noi vorbim astăzi despre decretul numărul 1. Odată cu dizolvarea Parlamentului și toți cei care astăzi stau în fotolii confortabile în Parlament să-și caute de treaba lor, pentru că cei ce au făcut ei în această perioadă de timp nu au făcut decât să îngenuncheze cetățenii Republicii Moldova și să fure statul Republica Moldova. Și mai mult ca atât, de ce nu vorbiți despre miliardul sau miliardele furate care le-au pus pe seama cetățenilor să le achite? Deci noi vorbim astăzi despre unica soluție pentru Republica Moldova, dizolvarea Parlamentului. Și după aceasta vor avea loc alegerile în noul Parlament. Evident că partidul nostru va avea o fracțiune impunătoare în acest Parlament și împreună cu partenerii care eventual vor fi, vom încerca să scoatem din impas țara noastră. Ce părere are domnul Cibașenco despre Curtea Constituțională a Republicii Moldova și dacă aceasta este independentă în luarea deciziilor sale și neangajată politică?
Eu pot să vă zic că din câte eu cunosc domnul Ciubașencu, referitor nu doar la Curtea Constituțională are părere, dar referitor la toate instituțiile există o anumită părere. Evident că instituțiile statului astăzi sunt la fel în captivitate, cum am menționat anterior. Și noi ne planificăm după dizolvarea Parlamentului, evident după trecerea unei anumite perioade de timp, să elaborăm o nouă Constituție și unul din punctele din această Constituție va fi că cetățenii Republicii Moldova care dețin o altă cetățenie nu vor avea dreptul să fie în organele de conducere a statului. Pentru că dacă dai jurământul statului Republica Moldova, trebuie și să-l servești. Dar nu servești interesele altui stat. Da, mulțumesc mult! Da, spuneți, aveți tot dreptul. Da. Încă două minute. Da, aș vrea să discutăm un pic despre vectorul extern al Republicii Moldova. După părerea domnului Ciubășencu, care este cel mai potrivit la etapa dată pentru Republica Moldova vector extern? Vă mulțumesc de întrebare. Într-adevăr, este una foarte importantă. Domnul Ciubășencu, candidatul la funcția de președinte a partidului nostru, consideră că aceste alegeri prezidențiale nu sunt despre geopolitică, nu sunt despre vectori externi, pentru că tot cei care povestesc astăzi despre vectori încearcă să ducă lumea în eroare. Deci este un fals astăzi să vorbești despre vectori externi, deoarece astăzi Republica Moldova se află în captivitate și unicul mecanism de a scoate țara din impas este dizolvarea Parlamentului. Evident că domnul Ciubășencu este pentru ca Republica Moldova să fie în relații de prietenie atât cu vestul cât și cu estul. Însă treburile interne în Republica Moldova trebuie să fie rezolvate. Deci noi suntem un partid pro-Moldova care vrem să avem relații frumoase de colaborare și prietenie cu statele vecine. Asta este și poziția domnului Ciubășencu. Este pentru Moldova și pentru a soluționa acasă la noi problemele noastre. În cazul în care domnul Ciubășencu trece în turul 2, evident va avea de luptat cu contracandidatul său, conform sondajelor, cel mai posibil cu domnul Dodon. În cazul în care dumnealui nu trece, îl va susține pe domnul Dodon? Da, vă mulțumesc și pentru întrebarea aceasta, care sună deseori la toate întâlnirile pe care noi le avem. Vreau să vă zic că în turul 2, partidul nostru va susține candidatul partidului nostru pe domnul Dumitru Ciubășencu. Deci alt răspuns la întrebarea dumneavoastră eu nu am decât acesta. Mai aveți 20 secunde? Atunci o întrebare din partea noastră, foarte scurt, pentru că timpul rezervat este foarte limitat. Cum catalogați de fapt excluderea doamnei Popencu din cursa electorală? E un joc politic, e un mecanism de intimidare sau cum vede partidul nostru? Nu vreau să mă expun foarte dur sau foarte aspru vis-a-vis de această situație. Este Comisia Electorală Centrală care a luat decizia și îi aparține această decizie și probabil că acele responsabilități care urmează în urma luării acestei decizii le va suporta Comisia Electorală Centrală. Noi vă mulțumim. Doamna Grițco, acum setul de întrebări al dumneavoastră pentru domnul Ghenadie Rusu, reprezentantul domnului Ghelețchi. Domnul Rusu, eu îmi cer scuze, dar personal vis-a-vis de dumneavoastră nu am nimic personal, dar pe persoana pe care dumneavoastră o reprezentați astăzi, pe domnul Ghelețchi, vis-a-vis de dumnealui chiar nu avem întrebări, pentru că avem platforme diferite și persoane care au fost complice la situația în care astăzi este Republica Moldova, din păcate noi nu avem, poate din fericire nu avem întrebări și cred că întrebările de fapt cetățenii trebuie să le pună domnului Ghelețchi și să răspundă pentru acțiunile care le-a făcut în cadrul sau deținând funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova față de cetățeni. Vă mulțumesc și îmi cer scuze. În cazul ăsta, dreptul de a acorda întrebări domnului Rusu îmi revine mie. Domnule Rusu, rămân în albea remarcată de colega de studio. Spuneți-mi, vă rog, de ce domnul Ghelețchi, fiind membru al PLDM-ului și fiind membru al, de fapt fiind parlamentar, nu a făcut publice aceste mașinării care erau bine puse la punct atunci când vorbim despre furtul miliardului?
Eu cred că întrebarea dumneavoastră este undeva tendințioasă. Nu cred că dumneavoastră astăzi aveți un răspuns foarte clar. Ce s-a întâmplat cu acești bani? Unde este acest miliard? Nici ancheta externă, dar nici cea internă încă nu a dat capăt aceste întrebări. Cei care au urmărit îndeaproape activitatea domnului Ghelețchi vor fi de acord cu mine că domnul Ghelețchi a dat dovadă de verticalitate, corectitudine și integritate de fiecare dată. A votat de fiecare dată în așa fel, în felul în care i-a dictat conștiința dânsului. A avut curaj să se opună anumitor decizii partidului. De fapt, a fost exclus din fracțiunea PLDM pentru că nu a votat așa cum îi cereau colegii din PLDM. Domnul Ghelețchi niciodată nu a fost membru a unui partid, deși s-a regăsit în calitate de membru a fracțiunii PLDM, nu a fost membru a Partidului Liberal Democrat din Moldova. Spuneți-vă, rog, pe cine urmează să propună domnul Ghelețchi la funcția de prim-ministru în cazul în care ajunge președintele Republicii Moldova? Dacă ați ascultat atent răspunsul la una din întrebările dumneavoastră, domnul Ghelețchi nu are de gând să inițieze procedura de dizolvare a Parlamentului, respectiv nu va fi, nu va fi în situația în care va fi format un nou guvern. Pe ce dimensiune ne axăm mai mult? Vest sau est? Absolut și categoric mergem spre Uniunea Europeană. Acesta este singurul vector extern viabil pentru Republica Moldova, vector care ne va permite să democratizăm societatea, să creștem bunăstarea țării. Integrarea europeană este un proces, nu este un eveniment în sine. Odată ce o țară este ferm convinsă că acesta este singur vector potrivit pentru dezvoltarea sa și începe să treacă prin acele etape a parcursului european, în țara aceasta au loc schimbări. Ne dorim foarte mult aceste schimbări, ne dorim o infrastructură mai bună, o economie mai sigură, mai dezvoltată, ne dorim securitatea cetățenilor noștri, ne dorim lupta cu corupția. Cred că ne bucurăm mult pentru vecinii noștri când vedem ce se întâmplă în România, cum DNA-ul din România își face bine meseria, își face bine treaba, ne dorim acest lucru și în Republica Moldova. Lucrul acesta a fost posibil datorită influențelor externe asupra României și același proces se va întâmpla și în Republica Moldova, pe măsură ce țara noastră se va apropia hotărât de Uniunea Europeană. Noi din ce în ce mai mult discutăm despre scoaterea de sub captivitatea instituțiilor statului. Cum își propune domnul Ghelețchi să realizeze acest obiectiv și dacă și instituțiile care au fost partajate politic atunci când s-a format alianța vor fi în vizorul viitorului președinte? Vedeți, în istoria țării noastre, noi permanent vorbim despre acest fenomen. Fenomenul angajării politice a funcționarilor, fenomenul corupției. Haideți să ne gândim un pic. Cred că ne aducem aminte de nemulțumirea noastră din anii 90, când țara a fost preluată de așa numiți pro-democrați. Apoi a fost agrarienii, am fost nemulțumiți. Apoi a fost Alianța pentru Democrație și Reforme. Am fost nemulțumiți de Alianța, a fost dizolvat Parlamentul și la putere au acces comuniștii. Comuniștii au avut 8 ani la dispoziție, au controlat Parlamentul, Guvernul, președinția, atât justiția și cu toate acestea nu au făcut mare treabă. Am fost nemulțumiți de comuniști, a avut loc 7 aprilie, au venit democrații la putere și astăzi vorbim despre faptul că ne aflăm din nou într-o criză profundă și dorim o schimbare. Mă întreb, următorul președinte, următoarea clasă politică va fi capabilă să ne scoată sau peste 3-4 ani vom ajunge exact în aceeași situație? Mă tem că vom ajunge în aceeași situație, pentru că problema Republicii Moldova nu constă doar în clasa politică, nu constă doar în persoanele care se află la conducerea țării. Problema Republicii Moldova se află în mințile și inimile cetățenilor. Atâta timp cât în mințile și inimile noastre nu se va produce o schimbare, atâta timp cât fiecare cetățean al Republicii Moldova nu va trece printr-un proces profund de conștientizare că corupția se începe la el acasă, că corupția se începe în școală, că corupția se începe în facultate, acolo unde copiii, elevii și studenții sunt îndemnați uneori chiar și de părinți să dea mită, să recurgă la anumite șretlicuri pentru a trece mai bine un examen, pentru a obține anumite favoruri în fața profesorilor. Noi ne merităm conducătorii noștri.
Noi suntem cei care i-am votat pe cei care astăzi ne conduc. Domnul Ghelețchi își propune o altă abordare. El nu este un politician revoluționar, el nu va chema pe nimeni la baricade, nu va porni războaie și revoluții. Îndemnul lui este ca fiecare cetățean să se uite în inima lui, să se uite în conștiința lui, să găsească acea putere necesară pentru a avea un nou comportament și ca și cetățean acestei țări să vină și să contribuie la o schimbare. Toți împreună putem să producem această schimbare. Atunci când vom avea un lider veritabil în țara noastră, vom avea un conducător cu valori, cu verticalitate și o moralitate, acest om va putea să ne inspire pe toți la fapte bune, să luăm altfel de decizii, să ne unim ca și cetățeni și să contribuim la o schimbare calitativă în țara noastră. Ce urmează a întreprinde domnul Ghelețchi în calitate de viitor președinte a Republicii Moldova, raportate la persoanele de vârsta a treia și, de fapt, categoriile pe care le-aș numi persoanelor vulnerabile? Cred că ați observat activitatea prodigioasă a domnului Ghelețchi. Nu avem un alt parlamentar în Republica Moldova care ar fi venit cu atât de multe inițiative care să faciliteze activitatea organizațiilor neguvernamentale care apără categoriile social vulnerabile. Avem foarte multe demersuri din partea domnului Ghelețchi care au fost acceptate și votate de Parlament, care au facilitat accesul bunurilor materiale pentru vehiculilor care au fost importate de astfel de organizații, fără a plăti taxele vamale. Domnul Ghelețchi va continua să susțină prin eforturile sale categoriile social vulnerabile din țara noastră. Vă mulțumesc. Noi vă mulțumim, domnule Rusu. Iată, ne ajungem și la cea de-a patra rundă în care spuneam că, de fapt, aveți un minut la dispoziție pentru a veni cu un mesaj către alegători, pentru a-i îndemna să voteze reprezentantul partidului sau, în cazul dumneavoastră, candidatul pe care îl reprezentați. Vă rog mesajul dumneavoastră în acest minut. Stimați telespectatori, în câteva zile ne vom prezenta la urnele electorale. De fiecare din noi depinde felul în care va parcurge Republica Moldova următorii 4 ani. Cu toții ne dorim să avem pace în familiile noastre. Ne dorim să avem o unitate în cadrul acestei națiuni, acestui popor și ne dorim să avem bună stare în țara noastră. Domnul Valeriu Ghelețchi, în calitate de candidat pentru funcția de președinte, vine cu acest demers, cu acest slogan în fața dumneavoastră și vă îndeamnă să-l susțineți, să-i oferiți această șansă, pentru că împreună putem să construim un nou stat. Dumnealui își propune să facă uz de acele prevederi constituționale și să colaboreze intens și fructuos atât cu Parlamentul cât și Guvernul Republicii Moldova. Dumnealui nu este un președinte revoluționar, nu va fi război, nu vor fi revoluții în Republica Moldova, ci vom parcurge un nou parcurs european în acest sens. Vă mulțumim. Doamna Grițcova, mesajul dumneavoastră într-un minut. Stimați cetățeni, în primul rând vreau să mulțumesc susținătorii și activiștii partidului nostru pentru că sunteți alături cu noi din 2014, alături de Renato Usatăi și astăzi sunteți alături de Dumitru Ciubașenco. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne-o acordați și sperăm că pe data de 30 octombrie această susținere se va manifesta prin votul de încredere pe care îl veți acorda candidatului nostru. Dumitru Ciubașenco spune că acest decret nu este decretul lui, nu este decretul partidului nostru sau al lui Renato Usatăi. Acest decret de dizolvare a Parlamentului este decretul dumneavoastră. Și pe data de 30 octombrie vă îndemnăm să vă puneți ștampila, să vă puneți semnătura pe acest decret personal, să vă decideți voi soarta și nu cei de la guvernare. Domnule Rusu, doamnă Grițco, eu țin să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această dezbatere electorală. Stimați telespectatori, ați urmărit o nouă rundă de dezbatere electorale la postul Accent TV. Eu sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă reamintesc că următoarea dezbatere electorală se va desfășura joi, 27 octombrie, în limba rusă. Atât pentru astăzi, o seară bună. Rămâneți alături de noi!